să dai cadrul din spate. Haideți, haideți vă rog, mergem la activități acolo, nu putem să mergem. Okay. O să filmați acum. Să rămâneți pe loc, vă rog. Vă invităm să vedeți sala filtrelor. Un segment din circuitul complet de acțiuni care se derulează aici. Și avem și o stație de poare în această sală modernizată complet, unde practic se transportă apa între cele două filtre și se pumpează apa în oraș. Compania noastră parcurge de mulți ani un drum consecvent, rapid, dinamic de modernizare. Cu schimbări majore care se văd semnificative, care se văd de la an la an. Astăzi marcăm un asemenea moment. Este o stație de tratare a apei potabile care asigură apa pentru municipiul Constanța și orașul Năvodari. Este o apă potabilă, vă rog să mă credeți, este monitorizată prin analize de laborator care se fac din două în două ore. Sute de mii de analize de laborator pe an se fac numai în această incintă. Este o stație care ne dă o apă curată, sănătoasă, cu aceleași calități ca și apa de izvor. Este o contribuție majoră la sănătatea populației, la o viață curată, la o viață civilizată. Este o stație care a fost realizată în programul operațional sectorial de mediu cu o mică fazare în Poim. O stație care este o investiție de peste 24 de milioane, din care o bună parte au fost asigurați prin cofinanțare RAJ. Peste 4 milioane sunt asigurate de către compania de apă. Pe 17 septembrie vom mai semna un contract cu Berdu, care ridică la peste 100 de milioane de euro sprijinul BERD acordat companiei noastre pentru a cofinanța toate aceste investiții cu fonduri europene. Aș vrea să vă spun că este un program care însumează aproximativ 600 de milioane de euro. Astăzi vom semna contractul de finanțare. Însumând programul operațional sectorial de mediu și POIM-ul, ajungem la cifra de 930 de milioane de euro, peste un miliard de dolari. Investiții realizate, proiectate și în curs de realizare de către compania noastră. Iată cum o companie publică cu acționariat integral de stat, 34 de consilii locale, reușește să aducă în România peste un miliard de dolari în două programe, numai câțiva ani, în programul operațional sectorial și în programul operațional POIM. Aici este inima companiei. 40% din toate volumele pe care Raja le operează sunt aici. Și vorbim despre sănătate și despre viață. Doamnă prim-ministru, stimați invitați, municipiul Constanța este mândru de compania Raja, este mândru de echipa companiei Raja.
de mândru de Felix Troie, de Aurel Presură, de toată echipa minunată, de cei care au lucrat și au transformat această groapă de gunoi în cea mai modernă stație. The bank has now worked. Există o colaborare de peste 20 de ani, compania Raja. Soon we will sign our fifth. Curând vom semna al cincilea împrumut cu compania aceasta, totalizând peste 100 de milioane de euro. Iar cuvintele mele de încheiere vor fi: Raja este compania mea. Raja este compania mea. Mulțumesc. Guvernul Dăncilă continuă investițiile în beneficiul românilor. Practic, stația de tratare a apei potabile pe care astăzi am inaugurat-o ca investiție răspunde nevoilor populației de aici, din județul Constanța, dar asigură serviciul de apă potabilă pentru toți turiștii care vin pe litoral. Felicitări companiei Raja, condusă de domnul director general Felix Troie. Sigur că astăzi vom semna contractul de finanțare care asigură infrastructura de apă potabilă și rețeaua de canalizare pentru 52 de unități administrativ-teritoriale din 6 județe ale României. Deci este un proiect regional. Cele 6 județe pe care le acoperim sunt, începând cu Constanța, Ialomița, Brașov, Ilfov, Dâmbovița și Călăraș. Practic, beneficiarii acestei noi investiții de 600 de milioane de euro sunt peste 700 de mii de locuitori. Două momente importante pentru îmbunătățirea serviciilor publice pentru cetățeni. Mă refer la stația de tratare a apei potabile Palas, inaugurată astăzi în urma lucrărilor de reabilitare și modernizare. Al doilea eveniment important este legat de semnarea contractului de finanțare pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată, proiect semnat astăzi de către doamna ministru Rovana Plumb și de care, așa cum au spus antevorbitorii mei, vor beneficia cât mai mulți cetățeni. Mă bucur mult că autoritățile locale, societatea Raja, au înțeles importanța investițiilor, au înțeles importanța absorbției fondurilor europene. Bagă-l. Este cel mai mare contract pe care îl semnăm din fondurile europene pentru infrastructura de apă și apă uzată din România. Cel mai mare ca valoare și ca întindere, pentru că e un proiect regional. Mergeți pe trepied, cu dinghiile pe care ajungeți. Premierul vine la declarație.